Salve dudes și bine ați venit la un nou episod din Farming Simulator 22 Mod Showcase pe Barba Neagră. Avem în față harta Deutschland de la Edomod, tipul care face hărțile astea foarte, foarte miștoace și este foarte atent la detalii. Asta este reacția mea la această hartă, pentru că da, seria lui de hărți este extraordinară și necesită reacții și nu m-am plimbat deloc pe hartă, deci am intrat. Asta este prima imagine pe care o primim și hai să vedem cu ce se mănâncă. Vreau să menționez totuși că în linkul din descriere, acolo în descrierea hărții, există de asemenea și alte moduri pe care ar trebui să le ai ca să-ți meargă harta cum trebuie. Și harta vine cu două arhive, Deutschland și încă una, ceva de numire italienească, nu știu exact de ce, dar ideea e că trebuie să le ai pe ambele în folderul mods ca să-ți funcționeze această hartă. Din prima, ce fac eu este să mă uit la minimap și putem să observăm că este o hartă relativ mică. Are un 70% decât o hartă normală și aici scrie că avem pe viitor posibilitatea la o extensie pentru FS25, posibilitatea pentru că așa am avut la Italia și abia după un an după lansarea 22-ului a venit extensia. Foarte, foarte mare distanță dintre lansarea originală și cea cu extensie. Din prima pot să văd că a schimbat o leacă minimap-ul și anume are terraforming-ul marcat printre aceste linii și nu știu exact ce e asta, dar o să vedem. Avem pădurea marcată de asemenea cu brăduleț și aici o să avem probabil niște viță de vie și viță de vie albă. Și dacă ne uităm aici în dreapta, ia să vedem dacă avem ceva nou. Se pare că da, avem rice pelt, avem de asemenea struguri albi, green rye și atâta. Celelalte sunt de la Platinum Expansion. Deci avem 1, 2, 3, 4 lucruri noi. Interesant. Hai să vedem orașul. Deci practic unde ne dă pe noi? Ne dă în partea de nord, aproape de satul mare. Aici sus. Hai să vedem. Deci avem, bineînțeles, zone nemțești. Da? Deutschland este fix asta. Nemția. Germania. Și clădirile astea ar trebui să fie originale de ale lui, pentru că el pune foarte mare atenție în detaliile de construire ale modurilor. Aici le face 3D, el le face texturate și de asemenea există și varianta cu texturi de înaltă rezoluție, dacă joci 2K, 4K. Pentru asta trebuie să plătești un pic extra, dar îți oferă bineînțeles o altă experiență. Dacă ai un ecran mare, atunci se merită numai decât. Dacă ai un ecran mic, nu se merită cine știe ce, că oricum nu stă nimeni așa în textură să se uite. Deci avem un mic, mic orășel. Când zic mic, e chiar foarte mic, are doar câteva căsuțe. Se pare că avem și trafic. Ok, un trafic foarte peste eroize aici. Și da, frumos, frumos. Decorațiile astea sunt foarte drăguțe. Avem și linie feroviară. Ia să vedem linie feroviară cum trece. Destrăbate din partea de est și dispare după aia în sud linia feroviară cu posibilitate de a vinde la tren. Așa, da. Deci avem un fel de gară aici. Vine trenul pe aici, pe lângă și probabil poate fi chemat. Sper. Să poți să descarci în el? Da. Se pare că poate fi chemat și aici putem să descărcăm în el. Cel puțin așa apare. Și de obicei lucrurile astea funcționează la el pe hartă foarte, foarte bine. Un alt lucru de menționat. Avem șine băgate în pământ. Sunt niște detalii de astea extraordinare. De fiecare dată când mă uit pe o hartă de la Edomod, deci inițial pare o hartă simplă, dar este fix la nivelul la care hărțile de la Giants ar trebui să fie făcute. Ceva frumos, ceva foarte, foarte frumos. Deci trecerile astea se văd foarte realistic construite. Aici probabil descărcăm. Ok, avem o descărcare destul de ușoară. Și în partea cealaltă, ia. Yeah. Dacă mergem aici, avem ceva decorații cu angajați. Și în partea asta probabil lăsăm scânduri, lemne din astea. Output area, nu, stai așa că asta e o fabricuță pe care noi o cumpărăm de aici, Manage Point. Cred. Click, click, click. Cred că trebuie să o cumpărăm întâi. Avem un alt punct de cumpărare? Nu prea. Input area. Ok, nu știu exact ce tip de fabricuță e asta. Nu prea pot să-mi dau seama că nu mă lasă să o cumpăr direct pe ea. Probabil trebuie să cumpărăm zona. Și apropo de zone, hai să vedem cât costă zonele. Deci, în prima, pe noi ne dă cumva în oraș. Avem trenul 10 pe care îl obținem din prima, doar fiindcă intrăm pe hartă. Și avem, se pare, câteva. Avem B, C, astea sunt zone unde noi putem să ne desfășurăm activitatea agricolă. Un teren
normal ca dimensiune, un pic spre mare ar fi 180.000. Un teren mai mic ar fi 53.000. Cu siguranță contează foarte mult și zona în care se află. Foarte, foarte frumos pe aici. Detaliat toate cele și clădirile sunt noi. Deci asta este o chestie care îmi place de fiecare dată când intru pe o hartă de la Edomod. Clădirile sunt noi și vedem ca și cum ar fi un alt joc. BGA. Ia să vedem cum a făcut BGA-ul. Da, BGA-ul este complet nou. Deci avem liquid manure, inputurile sunt cu roșu, outputurile cu verde. Și acum urcăm pe treaba asta ca să putem să descărcăm sus. El a venit de asemenea și cu chestia asta miștoacă în care se învârt marcatorii ăștia și putem să ne dăm seama unde să punem și de unde să scoatem. Și această clădire face parte din poza de încărcare. Nu știu ce clădire e asta. Asta e o clădire faină, e? Faină! Iarba de asemenea diversă. Avem iarbă de diferite spice, verde deschis și iarbă mai matură, mai uscată un pic, care după cum bine se vede oferă o diversitate foarte realistică. De asemenea, el merge și cu modul, harta, mă rog, merge și cu modul de realism, care face ca animăluțele care mănâncă iarbă să dispară iarba. Deci va trebui să muți oile de pe un teren pe altul, dacă vrei să joci realistic. Ba, asta nu știu ce e, dar e interesantă. Tot o clădire nouă. Asta este grajdul cu vaci, fără geamuri. Eu înțeleg modernismul. E posibil să fie doar o clădire în care vin văcuțele să mănânce. Încerc să-mi dau seama dacă este automatizată sau nu. Deci, ia să și testăm niște lucrușoare. Sunt tare curios. Bun, și dacă vreau să cumpăr zona asta. Da, zona respectivă este cumpărată. Aha! Avem area to provide straw. Deci aici, doamne, ce frumos sunt puse. Deci în zona în care pui paie. Tare sau ce? Asta este zona de trecere dintre una între alta. Aici avem manage point-ul. Manage point-ul ar trebui să ne lase, dar nu mă lasă să intru. Animale nu avem, aș fi vrut să cumpăr niște animale ca să văd exact unde se spawnează. Loading, unloading area. Milk loading, dar nu mă lasă să cumpăr sub nicio formă. Asta putem să-l deschidem? Da! Ce tare! Se deschide și încet. Adică realistic. Avem aceste pânze care nu lasă soarele să treacă. Mă gândeam că poate automatizată, dar nu cred. Opa! No! Deci aici punem fân, paie, silici, roboțelul. Deci se automatiza cu un roboțelul de la Lely, fix cum este acel graj premium de la Farming Simulator din joc, și se pare că l-a refăcut pentru că în joc este lipit unul de celălalt. Băie, las-o și aici băgăm cât de tare. Ah, wow! Animal water drain. Deci trebuie să scoatem și apa. Și aici avem mineral feed-ul. Wow! Me gusta! Nu știu exact cum să cumpăr animale. Cu siguranță există o posibilitate sau trebuie să ne ducem noi să punem animalele, să le cumpărăm de la animal dealer și pe aia să le aducem, mă gândesc. Dar holy shit, very interesting. După care putem să vedem piațeta asta foarte drăguță cu scoarul ăsta pe mijloc. Doamne, ce frumos arată! Doamne, ce frumos arată! Spuneți în comentarii dacă vreți o serie pe această hartă. Că parcă se cere. Parcă se cere, eu așa o văd. Avem workshop-ul aici, uite-te și câte... Doamne, doamne, e prea tare. Prea tare. Și aici manage point-ul. Mă, aici e puțin dubios. Poate fi alt buton, open wardrobe. Nu mă lasă cu aerul. Deci e ceva aici cu râul. Nu funcționează cum trebuiește. Trebuie să mă uit un pic. Aici nu am eror sau ceva. Dar trebuie să vedem de ce nu funcționează treaba asta. Și da, zona asta e frumos. Me gusta mucho. Aici putem să descărc. Da, frumos. Și cu dalele astea schimbate pe jos. Uite-te numai ce frumos arată pe jos treaba asta. Cât de tare! Ah, și bineînțeles, dacă alegi varianta cu texturi mai de înaltă rezoluție, o să trebuiască să ai și un calculator care să ducă treaba asta. Dacă apăsăm tab, ne teleportăm, ia să vedem, în oraș, unde avem de asemenea și utilajele. Puțin cam dubioasă plasarea, dar... Ok, prima dată când văd o fermă în oraș. Mai avem o
deschidere și pe partea asta și terenul ăsta mi se pare că îl dețin eu, terenul cu iarbă, da, este deținut de către mine, care este în valuri, se pare. Băi, este o hartă relativ greuță. Ce avem aici? De-abia aștept să văd o pădure, stai așa că vreau să văd ce este 21. 21 este doar această clădire, dar nu pot să înțeleg ce ar putea fi. Poate vedem aici la fabrici. Nu, nu vedem. Asta este garaj, workshop, da, asta este garaj. Ah, cred că extra garaj cu posibilitatea să ne depozităm utilajele, da. Aici sus de asemenea și workshop-ul, da, 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 da. Deci aici putem să venim și să punem, mă rog, utilajele, tractoarele și așa mai departe. Mare, frumos, totul cum trebuiește, drumul și în partea asta avem de asemenea acces, da. Deci dacă cumpărăm această zonă putem să ne mărim ferma, despre asta este vorba. Și aici avem silozul clasic cu care jucăm și noi, care se pare că a fost modificat. Ok, deci pe aici urcă grânele. Interesting! Hai să vedem, mamă ce drum a făcut pe aici, ești nebună, că foarte tare. Foarte, e prima dată când văd chestia asta. Avem și o biserică acolo. Hai să vedem o pădure. Stai curios cum a făcut el pădure. Pentru pădure va trebui să ne teleportăm pe undeva pe aici. Poate dau cu cumpăr. Nu mi-a dat puncte de acces sub nicio formă. A, și magazinul. Hai să mergem de aici de la magazin și mergem după aia la pădure. Deci aici avem magazinul. Avem trei hăli. Ia să mutăm aici un cliculescu. Așa. Cu shader arată incredibil această hartă. Magazinul este refăcut. Deci se pare că merge pe un design modernist. Clar. Asta este când ne uităm în față, nu? Logic. Dar, unde este spațiul de spawn? Doar aici? Mi se pare un spațiu foarte mic de spawn. Deci va trebui să luăm lucruri, combină chestii, treburi și să le spawnăm, dar după să le și mutăm din zona. Că altfel nu vom avea cum să mai luăm altele. Aici imediat avem și benzinărie, se pare. Avem aral ales super, ok. Și terenurile agricole. Cred că merg în direcția potrivită. Da, mergem în direcția potrivită. Hai să vedem terenurile agricole. Cu privire la textura cropsurilor, nu spune nimic că s-a schimbat. Gen. Dar vreau să văd dacă terenurile agricole pot fi muncite cum trebuie. În primul rând, formele. Cât de cât rectangulare, nu știu sigur dacă merge lucrătorul pus automat, pentru că par a fi angulate dubios. Dar faptul că nu avem forme de-astea multe precum asta face o leacă agricultura mai ușoară, dar bineînțeles corspleu este tot timpul indicat. Deci avem ceva copaci între terenuri, lipsă garduri, slavă cerului, pentru că alea sunt foarte greu de îndepărtat. Deci avem pur și simplu un pic de spațiu între, îmi place mult treaba asta, deci mi se pare că mai mulți creatori de hărți ar trebui să facă chestia asta. Când pui iarbă, să alegi să pui iarbă la diferite stagii de creștere. Iarbă mică, medie, mare. Fix asta vedem noi aici. Iarbă mică, medie, mare, cea uscată. Arată grozav, arată foarte, foarte realistic. Șinele de tren iar arată foarte bine. Nice, nice. Deci avem ceva frumos aici. În partea asta, se anunță o intrare interesantă cu ceva brăduleți pe stânga, ok, aici se pare că avem zona de, da, cred că e zona de pui, așa pui n-am mai văzut până acum, ce tare, aici punem ceva apă, cred că apă, nu cred că mâncare, și după aia punem, se duce pe conductă, și lasă năstea galbene. Foarte tare. Îs curios. Și putem să vedem care este capacitatea suportată la pui. Cât putem să luăm? A, dar nu mă lasă să intru în meniu. Deci nu știu care e treaba asta cu lăsatul de intrat în meniu. Deci nu mă lasă. Ah! În sfârșit! Deci poți să iau 300. Nice, frumos. Era și culmea, pentru că văd foarte multe. Putem să deschidem aici? Nu putem să deschidem. Era și culmea să nu luăm multe, pentru că văd foarte multe cotețe la înălțime, ca să nu intre jderul și vulpea, ia uite-le acolo, foarte tare, animal product stacking, deci aici se va spawna, cred eu, paleții cu ouă
și sus acolo avem unloading area. Deci trebuie să ridicăm în sus să punem mâncarea. Foarte interesant. Deci complet altfel de până acum. Ce ai? Și aici un garaj care să ne stocheze toate utilajele cu care noi lucrăm. Bun. Acum dacă luăm o față și la stânga, ar trebui să intrăm la pădure. Ok. Hai să vedem. Foarte impresionat sunt de detalii. Mi se pare că sunt mult mai multe detalii acum puse decât pe harta Italia. Mi se pare că aici pe Deutschland chiar a exagerat, aș putea spune, cu detaliile. Iar pădure ca asta eu nu am mai văzut până acum. Cu un teren atât de deformat o să fie foarte dificil să faci ceva forestry, lucru care nu mă dă înapoi deloc. Ceva pietre decorative pe aici pe acolo, lucru care îmi place mereu să-l văd. Textură blurată, dar nu cred eu că nu se păstrează blurată dacă cumperi pachetul de high resolution. Iarbă de asta galbenă mare, dar după aia iarbă verde la umbră. Uite, vezi? Asta este un detaliu extraordinar. Deci, unde nu este coroana copacilor care să țină umbră, soarele face ca iarba să crească mult. Mare. Aici, unde a fost umbră, iarba n-a crescut. Deci, foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Îmi place aspectul ăsta. Nu știu ce să zic de terenul foarte denivelat. Cred că o să trebuiască niște șenilate ca să putem face față, pentru că altfel mi se pare dificil de navigat. Copacii în mare parte sunt, ia să vedem, spruz 25 de metri. Nu sunt cei mai mari posibili, deci nu vom lua un material lemnos extraordinar, dar sunt cam toți la un nivel mare. Adică nu avem de-aia puiezi mici, nu avem oak, foarte mult bărci, alea nasoale, alea sunt rase de copaci speciale pentru așchi de lemn, nu pentru material lemnos. Deci contează maxim ce tip de rasă de copaci, specie vei pune. Se pare că aici avem și de bicicletă, o textură foarte frumoasă la stradă. Îmi place textura și pe margine nu am mai văzut așa ceva. Mi se pare că marginea arată foarte bine. Scuza tusea mea, este o tuste de care sper și eu să scap cât de curând posibil. Este oribilă. Așa, ia să vedem ce mai avem. Deci am văzut zona de pui, am văzut pădurea. Ce avem noi aici, spre exemplu? Dacă mă întorc, cred că ar fi bine să facem asta. De sus putem să vedem toată harta. Avem acolo terenurile de viță de vie, iar aici o biserică. Aha, deci biserica era marcată cu pătrățelul ăla. Gotcha. Asta este un punct așa decorativ de... Vii și te uiți un picuț și după care ai plecat. Deci despre asta este vorba aici. Drăguț, e frumos că există. Terenurile astea îmi plac foarte mult. Deci sunt niște terenuri nu foarte ușoare. Mi se pare că a făcut o înduială pământului foarte suavă. E foarte greu să faci prin brush în Giant Editor aceste onduieli, că trebuie să faci petece mai multe și pe aia să le smutuiești, să le finisezi. Și de multe ori trebuie să faci un pic, să te dai în spate, să faci un pic, să te dai în spate, pentru că nu vezi de acolo. Și mi se pare că i-au ieșit foarte, foarte frumos. Bun, avem de asemenea și un râu care cred că este ăsta. Da, ăsta este râu, chiar dacă nu este albastru. Îl putem vedea aici. Cu siguranță râul va fi extraordinar de frumos, decorat cu de toate plantele și pe margine cu niște pietriși și mâl ud, ceva pietre pe stânga. Avem și pe dreapta o margine pietroasă la râu. Ok, ăsta este un lucru nou, foarte estetic de asemenea și foarte realistic. Cel puțin mie unul așa mi arată. Da, este într-adevăr o hartă emblematică, aș putea spune. Frumos, ăsta este orașul. Avem și îndepărtat niște decorații precum eoliene. A, uite, când cumpărăm garajul, avem aici, deci garajul ne va face bani având aceste panouri fotovoltaice. Foarte drăguț. Și după aia ieșire iară drăguță cu detalii peste detalii. Foarte tare. Aici. Ia să vedem o față. Asta ce este? Aici ar trebui să fie alt loc. Este B-ul unde de asemenea putem să facem ceva activități agricole și se pare că a făcut fix ca pe harta Italia și anume zone etajate. Adică avem sus posibilitatea de a intra. Acum nu pot să deschid pentru că nu deține locul, dar după aia dacă coborâm jos putem avea acces la siloz. Foarte tare și aici și de asemenea un garaj cu tot cu workshop integrat.
Asta îmi place maxim, faptul că avem workshop-uri pe peste tot. Avem și poarta aici, se pare. Ok, asta e interesantă treaba. Și terenuri, nu știu de ce sunt astea, de iarbă, nu? Da, astea sunt terenuri de iarbă pe lângă. Foarte tare. De sus arată interesant și se pare că se prelungește ferma B aici, cu alte sloturi unde poți să spui utilajele și aici avem văcuțe sau ce avem aici? Ia să vedem. La B, dacă cumpărăm terenul pentru 1.700.000, ia să vedem ce ne dă. Avem workshop-ul, new barn, mineral feed storage, old barn și silos la 500.000. Manage point, manage point. Aș vrea să văd ce animale sunt aici. Ah, calv. Calv. Ok, deci văcuțe avem aici. Interesant. Și văcuțele după aia vor paște din zona asta. Uite, exact. Putem să vedem trei tipuri de iarbă. Crescute la, bineînțeles, stagii diferite. Și când văcuțele vor fi cumpărate și vor... Cred că putem să vedem chestia asta acum. 80 se pare că suportă. Ia atent, după ce văcuțele vor fi plasate și vor începe să mănânce, iarba mâncată va dispărea. Dacă instalezi unul din modurile sugerate atunci când descarci această hartă. Se pare că sunt în zona de siestă și nu vor să mănânce, sunt în zona în care ele se odihnesc în partea asta. Ok, bine. În față, fii atent că mai avem și un pod interesant. Ok. Pe partea de poduri, iar Edomod face treabă foarte bună și un teren în pantă, băi, ceva rău. Se pare că e panta atât de abruptă că a trebuit susținută de un suport de lemne de-astea mari. Și asta este panta. Mamă! Dar merge, dacă faci un dute vino pe aici, ar merge. Sus și jos e un pic mai dificil. Și aici se pare că avem două poduri. Avem un pod aici care... Oh, frumos, acomodează și șina de cale ferată și celălalt pod pe sub care trece șina de cale ferată și deasupra avem strada. Doamne, deci podurile sub care poți să treci în Farming Simulator 22 sunt foarte rare pe hărți, așa că trebuie să apreciate de fiecare dată când le vezi. Uite și tu ce infrastructură interesantă, cu treceri pe aici, foarte interesant, foarte interesant, cu semne care într-adevăr spun ce trebuie. Drăguț, drăguț, me gusta. Uite și o moară! Ok, se pare că trenul va trece pe lângă o moară și aici putem să venim să luăm apă, cred, nu? Water refill point. Da, aici luăm apă. Yo! Extraordinar detaliul ăsta. Foarte mișto că pe lângă că este moară, este o moară, nu este... Da, poate să fie o centrală electrică asta. Este una activă, mă. Și poți să și iei ceva de la ea. E grain milo, fii atent, zice, moară, moară, 200.000. Am luat-o, pac, frumos și aici poți să-ți faci treaba. Și cu o clădire specifică nemției, creată, bineînțeles, de el. Foarte tare, foarte, foarte mișto. Putem să vedem și apa, cum este ținută aici pentru presiune și după aia dată drumul acolo. Drăguț, drăguț. Mai avem ceva ce am omis, ia să vedem. Mai avem. Vreau să merg aici. Avem wine cellar. Aici este crama. What the fuck, asemenea cramă eu n-am mai văzut. De obicei sunt crame foarte vechi, sunt clasice și asta ar trebui să fie harta sau ceva, posibil să fie harta. Avem aici, fii atent, sașin, sașin, frum, frum, timbin. Au fi harta nemții ceva? Bă, nu știu, dar e interesant, asta trebuie studiată un pic. Depozitul pe acolo, input și sell area, ca să ducem probabil strugurii și aici se descarcă, output-ul se descarcă pe sus, nu sub formă de paleți. What? What? Well, that is interesting. Ok, deci chiar a mers pe totul modern. Nu arată acramă. E atât de modernă, nu dă acramă sub nicio formă. Jesus, chiar o exista așa? Mi se pare super modernizată. Și terenurile de viță de via, să vedem cum sunt. Distanța dintre rânduri este un picuț cam mică, cam micuță. Aș fi preferat ceva un picuț mai mare, cu intersecții și totul, bineînțeles, pus rânduri drepte, ca să te ajute. Poți să faci și circuite pe cosplay și așa o să fie mult mai ușor. Ce scrie aici? Stai așa că mi-a atras atenția textul ăsta. Wehrmacht.
Ok, mamă, cred că am pronunțat perfect. Așa am impresie. Și aici unde am ajuns? Cred că la ceva punct de vânzare. A, ba nu, ăsta este de animăluțe. Buro. Ceva... Sheep, pigtail, chicken coop, calf și atât. Foarte tare. Deci de aici, ăsta este practic animal dealer-ul, da? Deci de aici cumpărăm noi animăluțele. Aici, nu știu exact ce este. Avem manage point-ul. Ai, dairy, ok, ca să facem chestii din lapte. Numai că îți dai foarte greu seama ce sunt, neobișnuit fiind cu designul ăsta super modernist. De obicei, toate sunt clasice și vă scam dai seama așa ce sunt. Aha! Deci animal dealer, magazinul și de asemenea fabrica de dairy sunt foarte apropiate una de cealaltă. Interesant. Foarte, foarte tare. Fraților, am pus în descriere un link către această hartă și nu uitați, mai sunt și alte moduri care trebuie descărcate ca să meargă totul cum trebuie și dați-mi de știre dacă vreți o serie pe această hartă mirobolantă. Da. Nu mă așteptam la nimic mai puțin. Din punctul meu de vedere este 11 din 10 nivelul de detalii. Este sus, este ce aș vrea să văd în hărțile pentru Farming Simulator 25. Până data viitoare, v-am salutat, numai bine, pa, pa!